maternități, mai multe în lucru, nu o să le enumăr. De asemenea, la rectificarea bugetară avem 15 milioane de lei care vor fi acordate în plus pentru investiții în reabilitarea de clădiri la servicii județene de ambulanță și UPU. La nivelul investițiilor, am mai spus-o și o să folosesc și această ocazie, este viziunea noastră este să nu mai facem investiții fără cap. Dacă nu se vor face anul acesta investiții în echipamente care să rămână sigilate sau să meargă într-un depozit al spitalelor, acolo unde investim bani în echipamente, ne vom asigura că există atât clădirea care să primească aceste medicamente, cât și oamenii plătiți așa cum trebuie, care să le opereze și pregătiți așa cum trebuie ca să le opereze. Vă mulțumesc frumos!